Ei bine, oameni buni, urmează un moment care pe mine mă emoționează și mă bucură foarte mult. Pentru că străbunica de 86 de ani, care își crește de la 70 de ani nepoata, a acceptat să facă un efort și să vină până la București de dragul nepoatei. Așa că vom încerca împreună, noi de aici, dumneavoastră de acasă, să le schimbăm viața și vă rog frumos să o aplaudați pe străbunica Lili și pe nepoata Anne-Marie. Să rămână, bună seara! Da. Să rămână! Ce faci, străbunica? Tare mare galbenă de grasă. Cum? Tare mare galbenă de grasă. Am înțeles. Ce faceți? Cum sunteți? Bine. Cum a fost drumul? Bun. A mers bine, nu? Haideți să stăm pe... Nu vreau să vă dau voi tuta. Frate, bravo, străbunica! Dacă voi la dușman, eu zic așa, să moare toată lumea să se trăiesc eu. Foarte bine, străbunica este foarte puternică și o să stăm pe canapea. Da, aici, să aveți grijă aici, străbunica. Aici, mă. Luați un loc pe canapea. Așa, aici stai tu, pe aici. Partea asta aud eu când vorbesc. Ah, să auziți pe partea aia, perfect. Așa. Străbunica are 86 de ani. Da. Străbunica, să țineți așa, să vă vedem bine. Așa, da. Toată lumea s-a uitat ieri la emisiunea noastră și vreau să vă spun ceva. Da. Știți câte sute de mesaje am primit pentru dumneavoastră, oameni care vă iubesc? Nu cred. Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc și la lume. Că s-au gândit nu la mine, nu la mine, la ea. E un copil al nimănui. Nu e al nimănui, pentru că dumneavoastră aveți grijă de ea. Ai o străbunică... De la 5 zile de când o cresc. Senzațională. Străbunica, eu vreau să-mi povestiți tot ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat ca să înțeleagă lumea. Da, mamă. Pentru că eu am încercat să fac un exercițiu de imaginație și am încercat să înțeleg ce înseamnă povestea asta. De fapt, povestea asta înseamnă ca și cum bunicul meu, Dumnezeu să-l țină în viață, care are 88 de ani, mai mare cu 2 ani ca dumneavoastră, 88 de ani, mi-ar crește mie copilul, l-ar lua copilul meu de la maternitate, pe David sau pe Eva. Dumneavoastră așa ați făcut practic. Dumneavoastră aveți două fete și doi băieți, nu? Trei băieți și o fată. Trei băieți și o fată, Da. Și sunt la casele lor, sunt plecați tot înainte fiecare. Bun. Cu casa lor. Nu le-am cerut, nu le-am dat. Ei la rândul lor au avut copii, copii. Unul dintre copii... Da. Am 11 nepoți și 6 strănepoți. Bun. Nu știu, știm, vorbesc cu ei. Da, mai un pic. Unul dintre copii a făcut-o, unul dintre nepoți, practic, nu? Dintre nepoții dumneavoastră. A făcut-o pe ea. A făcut-o pe ea. Iar dumneavoastră ați luat-o de la maternitate de la 5 zile. Da. Cum așa? Păi o lăsase acolo. Cine? N-am vrut să o lase. Fata fetei mele s-a păcălit de fata mare. Deci fata fetei dumneavoastră. Da. Și am vrut să o lase la spital. Eu lucram atunci, că sunt tehnician dental, pot, acum nu mai sunt nimic în ploaie. Așa. Și mă știau de la maternitate. Mă, e ce veni și hai să-ți vrei să-ți vezi. Hai să văd. Eu când am văzut așa mică... Dumneavoastră aveați 70 de ani atunci. A, 70 aveam. Eu acasă. Doctorii, mamaie, că ești bătrână, că mata nu poți să o crești. Cu ce ai soție? Lemne mănânc eu, lemne mănâncă și asta, vorbă o am eu. Da. Așa. Bă, mamaie, că n-ai să poți să o crești. Bă, de eu ce fac? Eu nu o las în spital și n-am lăsat-o. N-am declarat-o. N-am dat-o la grădiniță. N-am dat-o la școală. Ați luat-o din maternitate când avea 5 zile. 5 zile. Păi și erați doar noastră singură la 70 de ani. Da. Păi și cum la 5 zile? De unde știați dumneavoastră? Mai lucram și mai făceam. M-a ajutat, că atunci lucram tehnica dentară, că aia e meseria mea. Da. Așa. Păi și... M-a ajutat și fetele, colegile, așa. Dar la 70 de ani, noaptea dumneavoastră vă trezea să-i dați, da, să-i faceți lapte. Da, și dimineața plecam la lucru. Cum? Dimineața plecam la servici. Păi și v-a fost greu cu ea bebeluș? Păi zice, nu mi-a fost greu. Și zice, nu mi-a fost greu, că am avut experiență de la 4 copii ai mei. Păi da, aveați 70 de ani și la 70 de ani poate nu e așa ușor. Atunci eu mai săream într-un picior, mai era mai tânără, mai bine, mai... Da, acum nu mai săream, acum săr coarda. Acum coarda, da? Foarte bine. Străbunica, și ați crescut-o. Da, am crescut-o, mama. Ca pe propriul dumneavoastră copil. Că și copilul ne zice, mamă, mamă, mata, n-ai ținut la noi cum ții la Anne-Marie, mă, voi de bine, de rău, sunteți la casa voastră, mă lăsați în pace, ea ia nimănui. Ce să faci, o aruncă în stradă acum mare? Nu. Păi nu, mama, nu zice așa, prea luat lucrurile așa. Ce zicem noi? Păi și dumneavoastră ați dus-o să o înscrieți, să o declarați. Da, eu am declarat-o, eu am botezat-o, eu am dat-o la grădiniță, eu am dat peste tot. La școală, și 8 clase, directoarea școlii când mă vedea, spunea, zice, mama, e cuvântul bun, e prea puțin pentru acest copil.
Bine, să mă... E un copil bun. Acum că e mare. Face școală de la 12 până seara la 6. Are zile când face de la 1 până seara la 7. Dacă întârzi, eu sunt în poartă. Dar știi, n-are voie să meargă pe alte străzi. Și am zis, nu te pune spânt. Să mergi pe alte străzi, că te umor. Te calc în picioare. Ce ai, mă, mami, nu. Stau în poartă. 7 și 10, 7 și 11 acasă. Știe și școala, știe tot. Dar știi ce vreau să vă întreb? Făceați lecțiile împreună? Eu nu puteam ajuta, că la vârsta mea nu mai... Dar la abecedar, la... Și de, a, când era mică. Da. Da, și acum mare. Ia, și acum mare. Îmi bate la franceză, foarte bună la limbi. Franceză, engleză și... Dar când era mică? Când era mică, stau lângă ea. Scrie, băi, lege. Stau lângă ea. Dar acum zice, mami, ascultă-mă la lecție. Eu nu știu cum prin engleză, dar stau lângă ea. Și am spune mie lecția la engleză și la franceză. S-a învățat așa. Ai o străbunică senzațională, să știi. Știu, e unică. E o femeie care toată viața... Am fost o piriută, sunt așa, și acum... Și acum tot ce face, face pentru tine. Și eu pentru ea, la rândul meu. Pentru că și tu am văzut că dacă se întâmplă să... Nu știu, să răcească sau ceva, te îngrijorezi. Da, normal. Ne avem una pe alta. Și îi spui mami. Da, e mami, mama mea. Ce. Dar de mama ta, am înțeles că după emisiune te-a sunat? Nu, nu. Sau rude, iarăși, după emisiunea de ieri? Da, câteva rude. Dar mama? Nu, niciun semn. Nu știm nimic. Când ai vorbit cu dumneavoastră ultima dată? De Crăciun. De Crăciun i-am spus Crăciun fericit și mi-a spus mersi la fel. Pe Facebook? Da, și asta a fost tot. Dar la telefon? Nu. Nu. Îi simți lipsa? Da. Te-ar plăcea să o cunoaști? Să stai cu ea, să... Da, dar dacă ea n-a vrut până acum, eu ce să-i fac, nu pot să oblig. Dumneavoastră ce ziceți legat de povestea ei cu mama? Ce să mai zic că le-am trăit, ce să n-am ce să zic că le-am trăit cu ea. Și ce sfătuiți? Ce sfătuiesc? Să învețe, domnul, singura dorința mea, să învețe, să iese pe salariu acum, nu zic de dumneavoastră, că să nu vă jignesc. Dar zice, Ane, mamă, să înveți, mamă, să ai leapa ta în buzunar. Că nu se știe soarta cum este. Nimerești un bărbat care te persecută și nu-ți dă un ban sau nu-ți vrei și tu să iei ceva și dai bani. Să ai tu banul tău. Asta, asta e cicăleala mea la ea. Iară îmi repet, iară pe lecțiile. Să aibă serviciu ei. Să înveți, mamă, să înveți. Dar bunica, am văzut că stați acolo destul de greu, stați într-o singură cameră. Două, dar una e magazie făcută și într-o singură stați cameră. Stați într-o singură cameră stă, acolo. Da. Nu mi-ar prinde, că nu mi-ar place să fiu undeva unde am și eu. Adică nu pentru mine, pentru ea, că ea până nu se spală de două ori ziua aia, nu se poate să, nu se simte bine. În Ligian, nu mai e Ligian, nu mai e Ligian. Într-o cană de apă să te spine, aia nu mai e pe aia. Așa, atâta dorința aș avea, să am undeva unde să aibă să facă baie. Să facă baie. Atât. Dar știți că noi am afișat conturile pe ecran și le afișăm în continuare, pentru că sunt foarte mulți oameni în țara asta care se uită și care vor să vă ajute. Dacă au bună voință, le mulțumesc și bine ar fi, nu pentru mine, că eu mâine mă iun umor, dar rămânea, rămânea nimănui. Dumneavoastră aveți 86 de ani și aveți o pensie, ați fost... De 400, 4 milioane. Ați fost tehnician dentar. Da, dar am întrerupt că a fost soțul ofițer. Pe urmă el s-a îmbolnăvit pe caz de boală, am un neoplasm pulmonar și iau de urmaș pensie. Eu n-am avut vechime, el a ieșit fără... Și deci luați 400 de lei pe lună. Și alocația fetei a fost luată tot de mamă până la 13 ani? Da, până la 13 ani n-am luat-o eu. Păi de asta a luat mama ei. Mama da. Și când a venit, era satul, tot așa o instituție la noi în Severin, da, pachete, am fost foarte mult ajutată și de primărie, de terasat. Și zice, cu alocația cum stai? Stam și mă gândeam, zice, eu nu primesc alocația decât, cât era atunci, 300? 40 de. Nu, acum 400, dar da, mai e. 20 de. Așa. Cum? Păi cum, fața la dumneavoastră și banii la ea? Imediat s-a dus terasatul și mi-a făcut și iau suplimentarea. Atunci era 40 de lei, nu? Și acum e 80 de lei. Da, 80. Păi da. Noi am calculat și am văzut că sunt zile când trăiți doar cu 13 lei pe zi.
Trebuie să-i cumpărați și haine, trebuie să-i cumpărați și mâncare? Nu cumpăr, sincer spun, sincer ca la copilul meu vă spun. Nu din bani mie, că eu n-am de unde, că din bani mie am plătit lumina, că nu pretenție. Lumina, apa, gunoiul, era și mâncarea. Dar a primit toate astfel de alimente. L-a primit de la cine? A primit foarte mult. De la cine? De la oameni ajutată. Care știu povestea? Știu foarte mult, înțeleg. Și școala știe tot. Și cei de la școală te ajută? Da. Știu că nu ți-e ușor și te ajută? Ei sunt mai răutăcioși. Nu să ziceți că fetele nu vorbește cu ea sau toți sunt cu ea. Ea n-are calculator, ea n-are internet. Ea se roagă de colo-colo. Era secretar, nu știu dacă mai era primărie. Și m-am dus acolo și mami, am să scriu viața lui Pacovia. Unde mă duc? Și mă gândim, unde să mă duc? Hai la primărie cu mine. M-am dus la secretar și am spus, uite așa, așa. A spus la secretară, ia-o în primire pe Ana Maria, vezi ce teme are și păi temele la calculat. Dar dumneavoastră v-ați dus la ședința cu părinții? Eu mă duc totdeauna, de când mă știu. Păi și acum v-ați dus? Și acum mă duc, e rău că e scară, urci scările, mă țin de scară. Să fac. Și deci la 86 de ani, ședința cu părinții vine și străbunica. Eu mă duc, tată-mama. Tată-mama și ce vorbiți acolo la ședință? Păi spune dacă lipsesc de la școală copii, notele le spune de la școală, dispoziția se spune la părinți, asta spune la școală. Și? Și Ana Maria e... Spune, e o proastă, e o nărată, îmi face rele, mă supără. Nu îmi spune așa ceva. Nu vă spune așa ceva. Nu spune așa ceva. Eu nici pe ea, nici la treabă, n-am pus să nu se simtă persecutată, că nu e a mea. Fac eu și la acum ce, mami, ia stai în pat liniștită, că nu mă spune oasele, spune oasele. Și sâmbăta și duminica face ea toată camera. Sâmbăta și mica, iar în rest n-a spus-o la treabă ca să nu crească și să zică că ați exploatat tot pentru că n-a fost da, copilul meu. Că o pune la muncă, că și zice, lumea e rea, ce zice, a, păi nu e eu, o pune la muncă. Singurul lucru ce, să mă spun și pe asta. Dar de multe de spus. Mă duceam la piață. Mă duceam la piață. Și mă duc în un magazin mare, într-un Severin, de ce bale zice, dar acum îi zice Carpur, nu știu, așa. Și eram cu ea. Am cumpărat. Aia. Dar ea, când am cumpărat, făcea 7, 9, 15, 12, făcea din gând. E bună la casă. Când la casă, a scos biletul, dar m-a încasat cu 500 în plus. 500 de mii bani. De-aia zice, stăt așa, mi-a face socoteală odată, lumea la rând. Aia că stăm, că nu știu ce, că nu știu cum. Vă rog să-l lăsați în pace. Și de atunci eu nu plec în piață fără ea. Îi spun ce să ia, banii sunt la ea. Și ea cumpără, ea taie și spune. Că ea calculează ca să nu vă păcălească lumea. Păi da. Dacă o trimit undeva să cumpere, îmi lasă bunul. Mami, uite ce vreau. Lasă bani. Nu? Să nu zic vă ta că eu îți iau din bani. Așa faci? Da, așa fac. Îi lași mereu bunul ca să... Ca să ai bun credere în mine. Vă spun o treabă, ea la școală. A căpătat un pateu de brânză, un leu era. Dar înainte de asta, zice, mami, facem o afacere amândouă. Era mai mică, clasa 3-a, 4-a. Ce afacere să facem pe mama? E o afacere. Uite, căpătai un leu. Te super, da, era pâinea 7 lei. 7 ceva sau nu știu, cam așa ceva. Se ia o pâine. Și te super, mami, dacă iau și-o de 3 lei rezervă de stilou. Cum să mă super, mami, dacă... Să ia de 3 lei ce? De stilou, că se ia cu stiloul ăla. Stilou. Cum să mă super, mami, dacă trebuie? Vă dați seama că nu a cheltuit banii, la asta mă refer. Și m-a căpătat un patru. E un colțișor așa. Eu aveam și acum, îi zic, mănâncă, mamă, că... Vă spun și asta, că nu mănâncă mâncare gătită. Mănâncă, mamă, să te faci mare, să te faci și tu din leasă. A luat vorba de la mine. Mami, uite, ți-a dus ceva. Păi, de ce nu mâncași tu colțul ăla? Mănâncă și mata, mami, să te faci mare, să vezi ce bun e. Păi, nu știu eu cum e. Păi, să mănânci și matale. Asta vreau să spun. Străbunica. Caracterul ei. Dar trebuie să mâncați și dumneavoastră. Am mâncat, dar vreau să vă spun. Țineți bine, că eu trebuie să o vedeți și mireasă. Eu mănânc. Dar trebuie să o vedeți și mireasă. De am spus, mănâncă, mama mai. Dar trebuie să o vedeți și mireasă. Eu mănânc. Să știți că noi avem conturile afișate acolo pe ecran și le spunem oamenilor că orice mic ajutor din partea lor
ne ajută pe noi ca să-i schimbăm viața ei. Numai ea, de ea mi-e foc. Pentru că vrem să o ajutăm pe Anne Marie pentru dumneavoastră, străbunica, că sunteți senzațională, sunteți extraordinară și trebuie să aveți putere, că trebuie să o vedeți și mireasă, nu? Da, mamă. Ați luat-o de la 5 zile din maternitate, trebuie să o vedeți și mireasă. Da, mamă. Vă imaginați așa mireasă? Nu încă, da, când aia vreau eu să vă zic, ca mireasă, mireasă, ca mireasă, dacă o să face sau nu o să face. Dar să aibă salariul bol, aia mi-e focul. Hai băia, salariul împreună. Să fie angajată, să ai... acum are 16 ani. Da, termină liceu. Mai are să termine liceu. Și apoi să fie pe salariul ei. Da. Face, nu știu ce face. Are.